Mulțimea primitivelor funcției f, definită pe minus infinit minus 1 cu valori în R, f de x egală cu 1 pe x o radical din x pătrat minus 1 este. Adică eu trebuie să fac integrală din dx supra x ori radical din x pătrat minus 1. Observați că ăsta în afara rădăcinilor este pozitiv. Care sunt rădăcinile? Minus 1 și 1. Deci, într-adevăr, ăsta de asta l-a luat aici ca să fie pozitiv, să aibă sens minunea asta, da? Bun. Hai să vedem cum să o păcălim pe asta acum. Aș putea prin părți să-l scriu pe 1 pe x ca fiind logarit din x derivat, dar pe urmă mă pomenesc la integrală cu el. Aș putea pe ăsta să scriu ca fiind cine radical din x pătrat minus 1 derivat, dar care face 2x pe 2 radical. Deci cumva scuze, cumva ar trebui să-l înmulțesc aici cu un x, să-l bag pe un x aici. Și pe urmă ar veni 1 pe x pătrat ăsta derivat care dă urât radical din x la a treia. Și așa că hai să vedem cum să o păcălim. Așa, păi, x-ul este între minus 1 și 1. Păi, hai să facem, uite, întâi o substituție de forma asta. X egal cu 1 pe y. Știți de ce? Că vreau să-l inversez pe ăsta, să cerc o substituție trigonometrică. Dar la trigonometrică nu merge cu sinus sau cosinus, pentru că x-ul era între minus infinit minus 1. Sinusul și cosinusul sunt între minus 1 și, da? Deci 1 pe y. Și atunci, iată, ce se întâmplă? Dx-ul este ăsta derivat, adică minus 1 pe y pătrat de y. Deci integrala mea venia așa, din minus de y pe y pătrat supra x, adică 1 pe y, o radical din 1 pe y pătrat minus 1. Hai să vedem cât face. Minus, simplific un y de ăsta, de y supra, trec y cu jos, o radical din, aduc la același numitor aici și vine 1 minus y pătrat pe y pătrat, egal. Cum x-ul meu, observați, are sens aici, da? Cum x-ul meu era negativ, da? Că era între minus infinit minus 1, rezultă că și y-ul este negativ, că e 1 pe x. Prin urmare, ăsta vine minus de y supra y ori. Scot afară 1 pe radical din y pătrat, care e modul din y, o radical din 1 minus y pătrat, dar y-ul fiind negativ, modul din y e minus y, deci ăsta de aici este minus 1 și cu minusul din față face plus, deci îmi dă integral din dy pe radical din 1 minus y pătrat. Dar ăsta cine este? Este vestitul arc sinus de y, da? Plus o constantă în sfârșit. Revin la substituție și zic, ăsta este arc sinus de, cine era y de aici? Ia uitați, y-ul era 1 pe x, deci arc sinus de 1 pe x și plus constanta de integrare. Arc sinus, uite, l-am găsit aici la B.